pentru cei care sunt cu un picior în ușă și cu unul înăuntru, Tertulian spune că, în general, în viață e bine să avem grijă, nu în multa, sed multum. Adică să nu avem neapărat foarte multe chestii, dar să fie concentrate. De aceea mă uitam într-o oră jumătate cât a durat spectacolul, să vă fi dus pe dumneavoastră într-o altă lume. Într-o lume în care noi, poate cei mari am fost, cei mici încă trăiesc, într-o lume în care povestea transmite un adevăr. Și ce poveste mai frumoasă decât să vorbești despre Dumnezeu, o taină pe care mintea noastră nici acum nu poate să o cuprindă, dar pe care folclorul și limba simplă a încercat să o așeze cât mai simplu în mintea noastră. Am spus-o odată într-o predică și am uitat asta. Undeva la țară eram plecat pe malul Siretului la un fost elev de-al nostru, care odinioară cânta și el la vioară și la chitară. Și mi-a amintit, zice, părinte, ați spus un adevăr foarte fain pentru noi. Și eu mă gândeam, ce prost eu fi zis că nu mă ține mintea, că am un dar mare de a uita repede tot ce am învățat. Și îmi zice, ați spus odată, părinte, la credincioși, ați întrebat, știți care e cel mai frumos miros din lume? Și toată lumea se gândea atunci, ce-o fi mirosit? Orhideele, trandafirii, petalele de azalee? Și îi fi spus eu atunci că cel mai frumos miros din lume este mirosul de bebeluș. Mirosul pruncului care atunci când hrănindu-se de la pieptul mamei, transpiră iubirea, transpiră bucuria, imunitatea și securitatea vieții sale. Una din marile taine ale lumii este cum Dumnezeu cel neîncăput, cel care este deasupra tuturor, cel care face totul și pe care noi nici măcar cu mintea nu putem să ne-l imaginăm, se face un copil. Și eu am rămas, deși ascult colinde de ceva vreme, și acum am rămas uimit când am văzut cât de frumos, pentru că ați fost duși de la complex la simplu, și aici trebuie să văd că este maestria colegului meu, Cezar Grădinaru, care îi mulțumesc pentru aceasta, ați fost duși de la voci armonizate la niște voci simple, unde copiii, dacă ați observat, și nu se mai uitau la dirijor, se uitau la dumneavoastră. Nici măcar nu mai băgau seamă de ritm, ei cântau toți ca într-o suflare. Și despre ce a vorbit? Despre scutecel de bumbăcel, despre scufie de bumbac, și mintea mea se ducea atunci la un bebeluș care avea o scufie și care probabil gângurea și care era necunoscut pentru lume, dar care avea întrânsul toată dumnezeirea. Vă dați seama dumneavoastră că sunteți acum nu doar spectatorii unui eveniment care bate Cupa Mondială, bate orice finală. Pentru că dumneavoastră acum sunteți în postura în care primiți un adevăr atât de profund pe care trebuie să-l livrați mai departe. Și nu o să-l dați mai departe mergând și colindând, deși asta m-aș bucura teribil. Acum câțiva ani chiar luam colegii și mergeam și ne colindam unii pe alții. Sperăm să mai ținem chestia asta. Dar mai ales trăind bucuria aceasta a nașterii pruncului Hristos. Iată de ce. Spuneam ceva mai devreme cuiva de la presă, că pentru mine este o mare bucurie să văd că se reînnoiește, se reînnoadă deopotrivă și se reînnoiește tradiția spectacolelor de Crăciun,